Incendiu devastator, doamnelor și domnilor, la o mănăstire din județul Constanța, lăcașul de cult din localitatea Urluia a fost cuprins de flăcări. Suntem în acest moment în legătură telefonică directă cu corespondentul nostru în zonă, Cătălina Buzoianu. Cătălina, bună ziua! Care este situația acolo? Ce informații ai? Bună ziua! Din fericire nu sunt victime, asta putem să spunem cu siguranță. 6 viețuitori existau în mănăstire, 6 călugări, mai exact, pentru că vorbim de o mănăstire de călugări, însă, din păcate, această clădire, practic, s-a ales praful de ea, pentru că turla bisericii s-a prăbușit în interior și, practic, aceasta va trebui, ceea ce a mai rămas în picioare, va trebui demolat și reconstruit de la capăt. Nimeni nu știe cu exactitate de la ce a pornit incendiul, însă, în apropiere se executau câteva lucrări la rețeaua electrică a mănăstirii. Aveau probleme cu această rețea electrică și încercau să remedieze aceste probleme, astfel că cel mai probabil a fost vorba de un scurt circuit electric. Vorbim de o localitate aflată la destul de mare distanță de orașul Megidia, de acolo de unde au venit mașinile de pompieri, aproximativ 30 de kilometri, astfel că și intervenția a fost destul de târzie, practic nu prea s-a mai putut salva nimic din corpul clădirii. S-a intervenit cu 3 auto speciale, cu o autoscară și a fost la fața locului chiar și un smurd, însă așa cum vă spuneam, din fericire nu a fost nevoie de intervenția medicilor. Corpul de chilii nu a suferit nici el stricăciuni, vorbim de un corp aflat în imediata apropiere a mănăstirii. Probabil că datorită și faptului că pompierii au intervenit cât au putut ei de repede, iată, incendiul nu s-a extins la corpul de chilie, însă biserica este extrem de grav afectată și cel mai probabil va trebui reconstruită de la zero. Cătălina, focul la această oră a fost stins în totalitate sau în continuare se află acolo echipele de intervenție? Nu, echipele de intervenție nu au plecat, focul a fost stins, însă incendiul nu se consideră încă lichidat, mai există mici focare și acestea urmează să fie lichidate, probabil va mai dura cel puțin o oră, poate chiar și 2 ore, până când întreaga operațiune va fi finalizată. Se ia cumva în calcul suplimentarea numărului de autospeciale? Nu, nu, în acest moment nu este cazul de suplimentare. Vă spuneam că nu mai este flacără generalizată, astfel că intervenția nu mai este de o atât de mare amploare. Însă este nevoie în continuare ca pompierii să rămână la fața locului și să lucreze, așa cum vă spuneam, pentru lichidarea incendiului. Cătălina, spuneai ceva mai devreme că numai puțin de 6 călugări se aflau în mănăstire în momentul în care a izbucnit acest incendiu. Ne poți spune care este starea acestor persoane? Da, din fericire, toți cei 6 au reușit să iasă la timp din mănăstire, nu au suferit răni, nu au avut nevoie de intervenția medicilor, sunt în afara oricărui pericol. Cătălina, mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, incendiu extrem de puternic la o mănăstire din județul Constanța. Lăcașul de cult din localitatea Urlia a fost cuprins de flăcări, a ars în totalitate. Numai puțin de 6 călugări, ne spunea ceva mai devreme colega mea Cătălina Buzoianu, se aflau în mănăstire în momentul în care acest foc a izbucnit. Sunt aceștia în afara oricărui pericol, nu sunt așadar victime.